am auzit multe discuții. Noi avem un specific la Bistrița aparte. Nu prea am ceva deosebit de spus. Să dea Dumnezeu ca autoritățile să se îmblânzească și să vorbească într-adevăr de garantarea proprietății. Nu știu ce supragir politic ar mai putea pune autoritate dacă în Constituție se vorbește despre garantarea proprietății. Dacă acolo așa este, atunci o recunoști. Identifici titularul și îl recunoști pe el și drepturile lui. Ce se întâmplă astăzi este haos. Concret, la noi, Asociația Grănicerească Județeană recunoaște membru de drept localitatea. În dicționarul limbii române, localitatea face trimitere la subunitatea unității administrative. Deci tot la unitatea administrativă teritorială ne întoarcem. În actele noastre și în special în monitorul oficial din 1925 cu privire la grănicerii din Caransebeș, că de ei vorbesc, titularul este familia de grăniceri a comunei grănicerești. Termenul de comună grănicerească a dispărut pur și simplu din actele oficiale. Deci ne jucăm de-a termenii, ca să zic așa. Nu avem o limbă comună. Și așa că e haos. Eu zic așa, să dea bunul Dumnezeu ca și acești oameni care au primit darul de la Dumnezeu să conducă. Să înțeleagă că poporul acesta nu este altceva decât trupul lui Hristos. Și dacă produc nemulțumiri și suferință în sufletul cuiva, nu fac altceva decât să rănească, să-l crucifice, să răstignească din nou pe același Mântuitor actual. Și într-o zi se vor hrăni de aceste pedepse pe care le fac asupra nației române. Într-o zi, poate în ceasul morții, se vor trezi că de fapt ei au lovit și lovesc în trupul lui Hristos, unde suntem toți mădulare în parte. N-am vrut să spun ceva juridic, dar am vrut să spun o mare durere sufletească pe care o simt de acolo, de sus. Îi alegem și după aceea ne întorc spatele. Hristos a înviat! Mulțumim! Domnilor, sunt reprezentantul Asociației Ochilor Vâncene, scuze de la Năruja. O să fiu foarte scurt, deoarece au fost ridicate multe din ceea ce vroiam să vă relatez eu către dumneavoastră. Am o problemă cu proprietățile persoanelor fizice, care sunt foarte mici, conform legii 18, de la 1 hectar până la 3 hectare, ceea ce au mai dat cu legea 46, unde sunt neamenajate din 1991, în decurs au pierdut amenajamentul și ele au fost prevăzute cândva în 2001 până în 2005 se fac amenajamente de către stat, nu s-au făcut. De aceea nu se pot tăia lemne legal din ele și să fac acele furturi pe care le sunt aruncate pe proprietarii privați, pe care ne arătă cu degetul pe noi, cei care le avem în proprietate acele proprietăți mari indivize. Și de aceea propun să fie susținute de către stat aceste amenajamente pentru persoanele fizice cu de la 1 hectar până, nu știu, până la 10, nu știu la cât sunt ele, dar majoritatea sunt de la 1 la 3 hectare, care au cei mai mulți cetățeni și ele au fost furate. În Vrancea nu sunt, au fost cât de cât păstrate de câte organele silvice private care sunt în zonă. Ceea ce am văzut în alte zone, cel puțin în zona Clujului, am rămas stupefiat ce am văzut acolo. N-aș mai adăuga ceva cu drumurile forestiere, ceea ce privește pe Vrancea. Vrancea este un specific, mai aparte față de dumneavoastră, am văzut că la dumneavoastră sunt probleme. Noi am reușit, prin grijă a Consiliului Județean, având acolo o persoană pe care astăzi nu mai este, de
ne-a ajutat pentru a ne recupera proprietățile. Am avut un mare noroc. Drumurile forestiere, în schimb, au rămas sub tutela statului. Au încercat în 2011, au dat o hotărâre de guvern și le-au dat comunilor și sunt în dezastru pentru a putea intra în inima fondului forestier. Avem probleme, deoarece nu ne-au fost restituite nouă, spunând că sunt de interes național. Noi am încercat să le cerem pe cele, nu cel axial, care merge de la un cap la altul al ocolului și al proprietății, doar pe cele care sunt laterale și intră să înfundă în proprietatea noastră și să ne să poată fi pusă în posesia noastră, dar au refuzat. Sper că conducerea asociației să țină cont și de acest lucru. Cu sumele pentru suprafețele protejate care nu le-au primit cei din județul Vrancea au fost ridicate, de așa nu o să mai spun prea multe, doar mai avem o problemă deosebită, avem cu Casa de Sănătate, cu cei 5,5% pentru dividende și alte venituri. Ele sunt venituri, chiar și în natură, dacă le dăm, ne sunt considerate venituri. 5,5 se mulțește cu salariul minim pe economie, ori 12 luni, și dacă el primește 50 de lei, trebuie să dea înapoi 390-400 de lei. Conform acestui calcul pe care l-au făcut, conform legii 96 din 2006. Am făcut așa. Și noi am cerut să plătim la banii asigurarea de sănătate, dar pe valoarea pe care o primește cetățeanul respectiv, să primească, să plătim. Dar pe valoare, nu știu, la cât primește, de la 500, la 2 milioane, la 3, la, adică la 250, mai mult nu se poate acorda unei membru din oștele noastre din județul Vrancea, că restul de valoare să folosesc în comunitate. Am făcut foarte multe și la drumuri comunale, școli, biserici. De aceea rog să susțină în continuare, domnul președinte cunoaște acest aspect și susțină în continuare. Conform codului civic a fost ridicat la legea 46 completări de ulterioare ce urmează, într-adevăr va fi un dezastru dacă rămâne așa, a fost și antivorbitoare. Eu vă mulțumesc!